Eu am fost convinsă noaptea aia că o să mor. Că o să te rănești, mi-e atât de teamă, tu iartă-mă, învăț să fiu mamă. Da, am zis că o să plângem. Ai zis că o să plângem, nu? Să plâng eu și tu, nu? Dacă m-aș fi iubit mai mult, n-aș fi făcut alte greșeli mai mici. Nu mi-am știut valoarea, n-am știut să mă prețuiesc. Bun găsit, iubiților! Deja se împlinește aproape un an de zile de când am început acest proiect atât de frumos și atât de drag sufletului meu. Și deși la început eram convinsă că va fi foarte ușor, pe parcurs, ușor o să vă spun din ce punct de vedere, pe parcurs mi-am dat seama că oamenii nu sunt atât de deschiși să-și arate vulnerabilitățile. Nu același lucru îl pot spune despre invitata mea de astăzi, ba dimpotrivă, e la un pol cu totul opus. Este un om pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu atât de multe calități și ce e și mai frumos este că ne împărtășește nouă tuturor și ne oferă din aceste daruri. Este o tipă extrem de autentică, de deschisă, de sinceră, de reală, căreia nu i-a fost frică să se arate exact așa cum este. E o femeie frumoasă, o femeie împlinită, cu o voce de aur și sunt astăzi tare fericită că în sfârșit pot să stau de vorbă la Te Ascult cu minunata Ada. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am găsit, Doamne, dar ce frumos ai zis despre mine! Cu tot dragul! Ce faci? Cum îmi ești? Bine, e un răspuns relativ, știi? Ajung și la alea mai profunde. Cum să zic? Sunt bine. Bine înseamnă că pot să fac față tuturor lucrurilor din viață. Deci, sunt bine. Și cum sau ce ar trebui să fie ca să faci excelent sau de la excelent în sus? Dar nu cred că poți să le faci perfect. Adică să accepți că nu poate fi perfect. Și atunci, clar, te simți mai bine și ești din start mai blând cu tine și cu ceilalți. Întrebarea care a stat de multe ori citind interviurile tale a fost: cum și de unde ai avut puterea, pentru că e vorba de o putere aici și de curaj dacă mă întrebi, să te arăți atât de vulnerabilă oamenilor, să te deschizi? Eu nu, adică, cum să zic, poate la începutul carierei nu m-am arătat așa cum sunt eu de fapt, poate de frică să nu fiu judecată sau să nu fac o impresie greșită sau pentru că am avut în jurul meu niște exemple de așa, da, ca să spun, așa, și atunci am preferat să arăt doar o parte a mea, dar e obositor, e foarte obositor. Și la un moment dat, când am început să mă maturizez, m-am deschis și m-am arătat așa cum sunt și m-am eliberat cu totul. Adică eu asta sunt eu și când am un microfon în față și când nu am un microfon în față și cu tine și cu soțul meu și cu oricine. Adică nu are sens să-mi pun nici măști. Bine, evident că nu... spun chiar tot, că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le păstrăm în intimitate. Însă, asta sunt eu, punct. Dar care a fost declicul, Ada? Cred că Asia Express. Okay. Pentru că am fost foarte... am fost înțeleasă greșit acolo. Evident, a fost un șoc pentru oameni să mă vadă în situațiile limită, în condițiile în care eu când mergeam la televizor de cele mai multe ori cântam și vorbeam despre cum am compus piesele și despre ce m-a inspirat și cumva era așa o bulă roz în jurul meu și eram practic un produs al industriei muzicale și atât. În momentul în care am participat la un reality show în care erai filmat 18 ore pe zi în toate situațiile, oamenii m-au văzut om și nu un produs al industriei. Și probabil s-au șocat că și-au făcut o impresie, o altă impresie despre mine, pentru că nu mă cunoșteau. Okay.
Și m-au înțeles greșit în sensul în care, mă rog, nu are rost să spun de montaj și de ce înseamnă un show TV și despre ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Până la urmă, tot ce s-a dat la televizor a fost menit să stârnească reacții. Pentru că e un show, trebuie să facă rating și așa mai departe. Evident că mie nu mi-a băgat nimeni cuvintele acelea în gură, eu chiar le-am spus. Dar lucrurile nu au fost chiar atât de dramatice cum a părut. Și atunci a fost un... A fost foarte greu pentru mine, pentru că a fost pentru prima oară în viața mea când am cunoscut hate-ul din partea unor oameni care m-au judecat prea aspru. Și din acel moment nu mi-a mai păsat de aparențe, pur și simplu am fost eu cu bune și cu rele. Dar cum ai făcut față valului de hate? Sincer, am făcut spate, n-am făcut față. Ai făcut spate, nu? A fost greu, foarte greu. Nu te întreb întâmplător, nu de alta, dar și eu am trecut printr-o situație foarte greu. Adică eu în momentul greu. În care am văzut ce s-a dat la TV. Deci, în primul și în primul rând, eu cu Cătălin m-am certat în Asia Express pe bune de două ori. Chiar au fost două certuri. Dar, na, normal, de la foame, de la căldură, de la și mai departe. În rest, erau niște mici înțepături ale noastre, pentru că noi așa funcționăm, noi ca și cuplu, așa suntem. Facem mișto unul de celălalt, râdem, glumim, ne permitem foarte multe lucruri unul cu celălalt și poate că pentru anumiți oameni care nu știu, au relații mai serioase sau sunt mai cum să zic nu găsesc un cuvânt care să descrie mai serioși, mai așezați, da. Mai cuminți, mai da. A fost șocant cum de Cătălin permite atât de multe lucruri unei femei, femeia trebuie să stea în banca ei, să tacă din gură, adică sunt convinsă că dacă Cătălin ar fi fost cel care ar fi fost mai verbal, nu era nicio problemă, pentru că oamenii sunt obișnuiți ca femeia să stea într-un colț și să nu spună nimic. Dacă femeia spune ceva, imediat este pusă la zid. Și cum ți se pare asta, Ada? Nu mi se pare corect. Până la urmă trebuie să fie egalitate între sexe. Și femeia nu este sexul slab, deloc. Femeia e puternică, femeia este independentă în 2023, femeia poate să facă foarte multe lucruri, are voce și trebuie să și-o folosească și dacă o femeie de genul acesta are o căsnicie sau o relație fericită, asta înseamnă că bărbatul de lângă ea este un bărbat slab, sub papuc și așa mai departe. Asta înseamnă că e un om normal care respectă femeia și cunoaște valoarea și o lasă să vorbească, să se exprime și nu... Și o iubește foarte mult, așa cum e ea. S-au întors și să... Te rog. Poate lucrul ăsta a fost șocant cumva, pentru că de multe ori aud, mi se spune, vai ce norocoasă ești, mai ales și cu diagnosticul, că alt bărbat ar fi plecat de lângă tine dacă erai bolnavă. Poftim? Adică, stai puțin, că e la bine și la rău. Adică, e normal și eu aș rămâne lângă el dacă ar păți ceva. Adică, mi se pare o gândire foarte greșită. Dar, până la urmă, ăștia sunt oamenii lângă care trăim, trebuie să conviețuim cu ei și uneori trebuie să ne închidem urechile și ochii, să nu îi mai vedem și să nu îi mai auzim, pentru că cea mai importantă este fericirea noastră și a familiei noastre și, până la urmă, ceea ce se întâmplă acasă știm doar noi și oamenii, dacă vor să-și dea cu părerea, sunt liberi să o facă. Da, și doar că dacă libertatea știu, asta știu. Pe tine te doare și te stingerește și te ucide efectiv. A fost greu atunci, a fost groaznic, nu știu, horror. Dar am învățat din acea experiență. Să știi că și eu m-am văzut în anumite situații când mă vedeam la televizor, nu mi-a plăcut de mine. Adică am văzut un om atât de încruntat și atât de supărat și atât de... Aveam foarte multă energie negativă în perioada respectivă și eu nu conștientizam, pentru că trăiam în ea, eram ca un hamster într-o roată, mă învârteam în bula mea cumva și am făcut foarte multe greșeli. Eram și mai tânără, eram și... Nu aveam experiență, poate așa, multă experiență în viață, dar asta nu înseamnă că trebuie să le permit oamenilor să mă...
până la zi, pentru că toți greșim. Și ei greșesc, doar că ei nu se văd la televizor când greșesc. Uh-huh. Și nu-i vede o țară întreagă și nu-i judecă o țară întreagă, îi judecă doar mama, soacra, cățelul și vecinii. Pisica. Și vecinii care poate bârfesc. Mi se pare foarte importantă treaba asta, da. Nu că cu judecatul, ci ce ai zis tu, știi? Mare lucru să stai să te uiți la tine și să conștientizezi, dar să și fii sincer tu cu tine, da. După aceea și să zici, mă, nu mi-a plăcut de mine, nu. Eram undeva unde nu era foarte eram bine. Eram foarte impulsivă, eram... eu așa am fost de mică, eu am avut un caracter foarte, și am în continuare, am un caracter foarte puternic, adică mai ales dacă îmi spui că nu pot să fac ceva, păi mă duc și împing camionul pe stradă, crește dopamina, adrenalina, mă activează cumva treaba asta, vreau, nu neapărat că, da, am vrut, mulți ani am vrut să demonstrez pentru că mi s-a zis că nu poți, dar acum am terminat cu demonstratul, acum pur și simplu vreau să trăiesc frumos, dar... A trebuit să pățesc multe lucruri ca să ajung la concluzia asta. Cine ți-a zis că nu poți? Mulți oameni mi-au zis că nu pot. În industrie? Păi începând de la școală, când ziceam că vreau să fiu cântăreață sau în liceu, că nu poți, că nu ești suficient de frumoasă, nu ești suficient de slabă, nu ești suficient de talentată, că nu se poate, că ești în Târgu Mureș, păi, cum mergem în București, ce facem în București, că n-ai bani, că n-ai aia. Că... Și nu i-am crezut nicio secundă. Nici o secundă. Am avut atât de mult, chiar am povestit în carte despre... Toată povestea mea e în carte. Atât de multă tărie am avut atunci și n-am avut frică nici o secundă. Și cred că de asta am și reușit. Nu, efectiv, nu existau părerile celorlalți pentru mine. După ce am ajuns în industrie, după ce am cunoscut succesul, atunci a început anxietatea, atunci a început presiunea pe care am pus-o pe mine, pentru că nu voiam să dezamăgesc, pentru că voiam să mă mențin, pentru că voiam să mă întrețin din muzică, voiam să am o viață frumoasă și să nu fie un val care să dureze 2-3 ani și apoi să fiu contabilă. Atunci a început anxietatea și am intrat în hora asta a industriei care, fără să vreau, m-a murdărit. Mai ales sufletește. Și m-am schimbat. Am început să cunosc coada căreia era frică, care nu mai știa să râdă, care nu mai știa să se bucure, care cerea foarte mult de la ea și de la cei din jur. Și am avut o perioadă de câțiva ani în care, da, că stau să mă uit în urmă, nu mi-a plăcut de mine. Nu-mi plăcea nici atunci, dar acum cumva simt compasiune pentru Ada din perioada respectivă, pentru că atât a putut ea atunci. Și a făcut și ea ce a putut. Și foarte bine că ai ajuns la concluzia asta. Da. Probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur, uite, una dintre experiențele pe care le-ai trăit, a doua, a treia, te-au și condus, așa că tot ai pomenit de carte, să scrii cele trei Ada. Da. Da, că dacă nu scriam, cred că bubuia inima la propriu. Ai găsit refugiu în asta? Da, a fost terapie pentru mine. Dar te-a îndrumat cineva să faci asta? Nu, pur și simplu am simțit, eu tot scriam, am început să scriu un fel de jurnal. Jurnal. Și într-o zi la studio am început să le citesc celor de acolo și s-a făcut o liniște și stăteau și mă ascultau. Hai, mai zi, ce mi-ai făcut? Și mi-am dat seama că... se regăsesc cumva, adică povestea mea cumva e și a lor, pentru că și ei erau plecați de acasă și le era dor de familie și își doreau să reușească în muzică și na, nu e ușor drumul ăsta, mai ales să te desparți de rădăcini. Și apoi o prietenă de ale mele mi-a zis, bă, scrie o carte. Ok, hai să scriu o carte. Și am început să scriu, am scris o parte din ea, apoi am trimis-o la o editură. Le-a plăcut foarte mult și au zis, hai să o publicăm. Ce tare! Și am publicat-o. Ce tare! Care-i lecția pe care ai învățat-o la final, după ce ai scris această carte? Că te văd că ești analitică, știi? Da! Când te uiți așa la ea, când o răsfoiești... Mi-am dat seama că niciodată, oricât de greu și oricât de jos am fost, niciodată n-am fost singură. L-am regăsit pe Dumnezeu scriind această carte. Și nu e un clișeu.
mi-am dat seama scriind că toată puterea mea și toată forța, de fapt, era dată de, de cineva care a fost în dreapta mea toată viața și e și acum. M-a ajutat să scap de frică și să cred în ceva mai presus de mine, pentru că până la urmă noi ce suntem aici? Suntem așa, ca niște frunzulițe și noi avem impresia că le putem face pe toate, dar fără un ajutor divin nu avem cum să, cum să facem asta. Am învățat să trăiesc, să mă bucur, să mă opresc, să nu mai alerg în roata aia ca hamsterul, pentru că alergând acolo nu poți să te bucuri de nimic și nu vezi nimic din frumusețea vieții. Cartea m-a învățat să trăiesc frumos și să mă corectez atunci când uit să o fac, pentru că în timp ce am scris cartea și, mă rog, o bună perioadă după ce am fost diagnosticată, am stat foarte liniștit, am stat mai mult pe acasă. Apoi, când am început să-mi revin, am început să intru din nou în acea vrie, să alerg, să mă duc la 15.000 de întâlniri, să uit, să mănânc, să... Și zic, stop, stai puțin, că am învățat o lecție. Hai să nu greșesc. Am învățat să îmi cer iertare mie și celor cărora le-am greșit și am și iertat pe cei care mi-au greșit profund, chiar am iertat. Și cumva scriind această carte mi-am dat jos bolovanul greu pe care l-am cărat în spate atâția ani și mă simt mult mai ușoară. Evident că mai am multe lecții de învățat și evident că o să mai acumulez pietricele și bolovan mai mici sau mari, dar asta e viața până la urmă și trebuie să o iubim așa cum e, cu bune și cu rele. Când am zis eu la un moment dat treaba asta cu iertarea... Nu știu dacă avusesc ce am zis, scuze, dar eu vorbesc mult și multe idei deodată. Nu, că te ascult. Ești la te ascult, da. Când am zis eu pe asta cu iertarea, e adevărat, nu m-am exprimat cum trebuia, n-am folosit cuvintele necesare, n-am fost atentă, uite, apropo de tine, știi, multe idei, da. Să zicem, să așa, mă rog. Da, a fost, n-a fost înțeles exact așa, dar fix în ideea asta m-am dus și eu de divinitate și de faptul că în fiecare dimineață și în fiecare seară spunem Tatăl nostru, nu? Da. Ce spunem acolo? Să mă ajuți, să mă ierți și să mă ajut să iert și eu și la rândul meu. Să nu uităm să zicem mulțumesc. Eu, când aveam acele simptome foarte urâte de la Lyme, de multe ori mă culcam cu frica că nu o să mă mai trezesc. Și chiar s-a întâmplat nasol într-o seară, am avut pulsul 38. Și eram convinsă că nu o să mă mai trezesc. Adică eram în pat lângă Alex, că tot dormeam în sufragerie și mi-am pus puls oximetru, am văzut că am oscila 38, a fost cel mai mic, era 44, 42, 38, după aceea sărea la 50, 46 și iarăși cobora. Și efectiv n-am avut putere să nimic în momentul ăla. M-am gândit dacă să sun la ambulanță, dar n-am sunat, nici măcar l-am mai trezit pe Cătă, pentru că știam că nu o să știe ce să-mi facă, din păcate. Așa. Și chiar m-am împăcat cu gândul că la revedere. Eu am fost convinsă noaptea aia că o să mor. Și când m-am trezit de dimineață, m-am super bucurat și am luat așa ca pe nouă șansă la viață. Și mai am momente, nu chiar în fiecare dimineață, că aș minți să zic asta, dar destul de des când mă trezesc și văd lumina sau soarele, mă simt, nu știu, fericită și sunt foarte recunoscătoare că sunt în viață și pentru că fiecare zi este o nouă șansă pentru orice. Ți-e frică de moarte? Acum că am început să mă simt mai bine, a început din nou să-mi fie frică. Înainte, când mă simțeam foarte, foarte rău, nu mi-era frică. Eram împăcată cumva cu gândul. Dar acum că lucrurile merg spre bine, da, mi-e frică, pentru că iubesc foarte mult viața. Crezi sau te-ai gândit vreo clipă că poate diagnosticul ăsta, știe probabil toată lumea despre ce vorbim aici, că da, mai vorbit de atâtea ori, da, ar putea avea și o cauză emoțională? Te-ai gândit la asta? Da, se poate. Declicul cumva a fost din cauză emoțională. Eu m-am născut cu anticorpii, nu am știut, am aflat de curând, dar poți să fii purtător sănătos toată viața, se zice că noi avem oricum toate bolile noi și se pot da, declanșa activa, sau nu. Da.
Eu am avut simptome, probleme metabolice de mică, adică eu am fost un copil foarte bolnăvicios și un adolescent bolnăvicios, adică eu aveam probleme cumva de sănătate, am avut mereu câte ceva. Dar le-am dus pe picioare, adică trăiam normal, până când, după nebunia cu Asia, nu regret că am fost acolo, sau doar că a fost foarte dureros pentru mine ce s-a întâmplat după. Și problema e că m-am urât eu pe mine foarte tare, adică nu m-am sabotat singur, a fost groaznic, a fost 2020, a fost un an pe care dacă aș putea, l-aș, nu știu, șterge, da? Nici nu e bine să-l șterg, că m-am învățat și multe lucruri, adică trebuie să fiu recunoscătoare. Dar a fost un an foarte greu în care s-a întâmplat, chiar am povestit în carte absolut tot ce s-a întâmplat. Da, aștept să o citesc, să știi. Chestia e că după ce a început valul de hate și așa mai departe, mi-am dat seama că am o singură variantă, să joc rolul nevestei sclerozate, chiar dacă eu nu eram așa, ca să trec mai ușor peste. Adică am început să fac tot felul de glume cu cătă pe online, să ne filmăm când nu știu ce, să, că cumva să folosim asta în favoarea noastră. Lucru care pe mine m-a nu mă... Trebuie să ai. Nu, în niciun caz. Adică noi oricum, noi suntem Caterin Coș, noi râdem, glumim, așa suntem, doar că atunci am făcut forțat anumite lucruri ca să fie bine. Da. Și nu mă simțeam deloc confortabil, îți dai seama. A fost nasol. Și în octombrie s-a produs declicul și dintr-o dată am ajuns la urgențe și de acolo cred că știe toată lumea ce s-a întâmplat. Da. Bine, vreau să dau vina pe ASE Express sau ceva, dar au fost mai mulți factori care s-au tot adăugat, s-au adăugat până efectiv tot ce n-am putut să exprim probabil verbal, pentru că nu m-ar fi crezut nimeni, pentru că eu deja aveam ștampila pusă în frunte cu nebună, crizată și așa mai departe, dacă eu le explicam că eu nu sunt așa, m-ar fi crezut 2-3 poate. Și cred că toate lucrurile pe care n-am putut să le verbalizez și le-am, toată nedreptatea, că de fapt pe mine asta m-a ucis, nedreptatea. Eu sunt o Xena, eu sunt războinică, eu nu suport nedreptatea, mă mănâncă atât la mine cât și la ceilalți. M-am mâncat pe interior efectiv treaba asta până când mi-a bubuit pe piele și pe organe și tot, efectiv. Știi ce mă sperie foarte tare? Nu e prima oară când aud asta. Eugenia Șerban, tot aici la Te Ascult, mi-a spus cam același lucru. Vezi tu că, mă rog, ea vorbea de presă atunci, dar cumva tot de exterior și de libertatea asta oamenilor de a spune ce cred ei, cum vor ei, fără să treacă un pic printr-un filtru, că știi, și noi suntem oameni și noi avem un suflet, ok, poate am greșit, dar... Asta e, am greșit. N-am omorât pe nimeni, exact. Adică nu ne omorâți voi pe noi, știi? Da. Ăsta e un semnal de alarmă. Da, dar lucrurile o să fie tot mai nasoale. Doamne ferește, uite, poate de-aia suntem aici, să mai spunem odată treburile astea, să mai atragem atenția. Acum, oricum, eu sunt de părere că oricum în România, eu nu mă consider vedet, eu sunt artist, dar nu există vedete în România, vedete la modul ăla. Dar totuși, chestia asta... Nu le dă dreptul oamenilor să ne tragă de chiloți, efectiv, adică nu trebuie nici să ne pupe mâna, că nu suntem veniți de pe Marte sau nu suntem din fund de regină, nu stăm așa și avem palate și așa mai departe, dar eu cred că din cauza faptului că ei ne văd în toate ipostațele, ne văd că ne postăm, ba, pe TikTok, story, ei au impresia că sunt prietenii noștri, la modul că stau cu noi în casă și știu ei că așa e, cum cred ei. Da, nici atunci. Și nu știu cine mi-a povestit că un bărbat din industrie, că era la magazin, se uita la pe eticheta unui produs și a venit unul și a tras efectiv una peste ceafă. Ce faci, frate? Stai-mă puțin, că știi? Că hai, că știu că ai făcut nu știu ce și că hai, suntem prieteni. La modul că suntem prieteni, tu ești fraierul meu, cum ar veni, știi? Adică, da.
nu vrem covor roșu, nu vrem să fim tratați, nu știu cum, că suntem oameni normali până la urmă. Doar că, na, suntem în văzul publicului, suntem persoane publice, am ajuns aici că am fost talentați, că am muncit, că bla bla bla, lucru pe care poate să-l facă și ei. O parte din oamenii care ne critică. Sigur, cine dorește, chiar veniți viața noastră. Chiar invităm să facă asta. Da, nu există, neapărat că nu există respect pentru munca noastră, pentru artă sau pentru așa mai departe, nu mai există respect pentru oameni în general, punct. Nimeni nu mai respectă pe nimeni, toată lumea, tot se calcă pe capete. Mi se pare că am devenit foarte răi, mai ales după pandemie, mai ales după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Mi se pare că absolut tot ce se întâmplă și curentul ăsta cu non-binary și cu tot ce vine de afară, toate lucrurile astea care nu sunt firești cumva, sunt menite să ne dezbine. Noi suntem o societate dezbinată. Și lucrurile nu mi se pare că se duc spre bine, pentru că nu se vrea să se ducă spre bine. Noi suntem doar niște mapeți care încearcă să supraviețuiască și să facă ceva în viața asta și să fie între timp și fericiți. Dacă mai e loc. Dacă mai e loc. Dacă nu, aia e. Măcar să arătăm bine pe Instagram. Apropo de asta. Trebuie să te întreb, că ai zis la un moment dat și mi se pare important și pentru tineri și pentru cei care își doresc poate să urmeze o carieră, fete, cât de important e să fii frumoasă în industria asta? Depinde ce înseamnă frumoasă, adică să definim treaba asta. Păi nu știu, uite, cum ai zis tu mai devreme, că ți s-a spus că n-ai cum să reușești, pentru că nu ești suficient de frumoasă. Pentru că sunt genul de frumusețe care să facă parte din standardele anului 2023 sau a deceniului, a ultimului deceniu, nu știu. Băi, contează cumva aspectul fizic, pentru că dacă vrei să ai foarte mult succes, din păcate, pentru că până la urmă industria asta vrea să facă din tine un produs care are de toate. Acum depinde și ce fel de muzică vrei să cânti, ce fel de artist vrei să fii, dacă vrei să transmiți un mesaj, dacă vrei să fii doar foarte faimoasă și să ai hituri și atât. Depinde ce vrei. Aici e de fapt. Eu când m-am apucat de muzică și asta îmi doresc în continuare, eu îmi doresc să transmit un mesaj oamenilor, eu îmi doresc ca prin muzica mea să las ceva în urmă. Și atunci cumva pentru mine n-a fost atât de important felul în care arăt. Ce detești la oameni, Ada? Vai, multe. În primul rând, falsitatea, minciuna. Nu supăr oamenii parșivi. Nu pot. Deci nu. Că te prinzi, frate, eu îmi dau seama. Mă iei așa de după casa nănașului, vorba lui mama, știi? Mă iei pe la Cluj și mă duci la Suceava și pe aia mă duc în București. Mie nu-mi place griu, îmi place alb sau negru. Observ. Da. asta nu supor. Minciuna, parșivenia, lașitatea, falsitatea, oamenii care nu sunt asumați, oamenii care spun una și fac alta. Cam asta mă... Și cei care fac nedreptăți. În rest pot să trăiesc cu ce... Bine, și cu astea trăiesc până la urmă. Le accept că oamenii nu trebuie să fie așa cum îmi doresc eu. Dar dacă văd un om care e așa, pur și simplu mă îndepărtez de el și nu... Că n-am cum să-l schimb și scopul meu în viață nu este să-l schimb pe el. Eu am de ales. Îl accept așa cum e sau nu îl accept așa cum e. Și dacă nu pot să-l accept așa cum e, te respect, te salut, dar atât. Nu avem relații. Ai avut dezamăgiri de genul ăsta în viață? Au multe, foarte multe. În carieră sau pe plan personal? Cumva
cariera cu planul personal la mine s-au împletit foarte bine. Pot să spun că am foarte puțini prieteni adevărați, dar nici nu vreau mai mult. Că sunt prietenii cu care te vezi la evenimente, cu care chiar râzi, chiar te distrezi, sunt oameni foarte faini, dar cu care nu treci de un anumit prag și nici nu-i bine acum să ne știm toți chiloții. Așa. Și sunt acei prieteni puțini, dar buni, care sunt acolo indiferent de situație. Ce calități apreciezi la un om, la un prieten care să-ți fie, să-ți rămână acolo? Sinceritatea, loialitatea. Dar sincer, asta îmi place, să fii sincer, indiferent de situație. Să-mi spui adevărul. Chiar dacă doare? Da, normal. Adevărul, asta e, nu e întotdeauna frumos. Dar adevărul de aia se zice, adevărul trebuie să fie adevărat. Că e frumos, adevăr. Că nu-i frumos. Și trebuie să-l știi. Adică eu trebuie să-l știu. Eu nu suport să stau așa în incertitudine. Nu suport. Mă mănâncă, mă distruge. Da. Lucrezi cu tine, adică după toată experiența asta pe care ai trăit-o, după ce ai avut conștientizările pe care le-ai avut, ai început să lucrezi cu tine mai zilnic. Mult. Zilnic, nu? Da, normal. Toată viața învățăm. Da, și mi se pare că până la urmă asta înseamnă și maturitatea. Să fii sincer cu tine, să te corectezi dacă greșești, dar să fii și blând cu tine, adică să nu te sabotezi singur. Cum s-a schimbat viața ta de când ai fost diagnosticată? După ce, mă rog, lucrurile s-au cât de cât așezat? S-a schimbat în bine. Din punct de vedere mental, sufletesc și așa mai departe, am mai multă grijă de mine, sunt mult mai calmă, știu să spun nu, știu să mă pun pe primul loc, primesc mai ușor lucrurile care nu-mi plac. Adică nu mă mai consum atât de tare, accept mult mai ușor și trec mai departe mult mai ușor. Și întotdeauna când mă simt copleșită, îmi amintesc de dimineața aia. Și îmi amintesc că fiecare zi este un dar și viața e frumoasă, chiar e frumoasă viața. Și merită să râdem cu gura până la urechi și merită să ne bucurăm și merită să fim ușori, să ne bucurăm, că viața trebuie să fie bucurie, cu bune, cu rele, nu contează, dar să facem lucrurile care ne plac, dacă nu putem face doar ce ne place, dar să nu mai fim încruntați, să nu mai fim atât de negativiști, să primim totul mai ușor. Ar fi superb. Da. Bine, te poți corecta, nu reușești mereu, dar măcar acolo un pic, când o iei pe aratură, hai înapoi. Asta înseamnă să fii mereu prezent. Asta înseamnă să trăiești în prezent. Dacă reușești să trăiești în prezent și să iei lucrurile frumos pe rând, poți să te corectezi dacă te abați de la calea dreaptă, bună, sau nu știu, calea potrivită pentru tine. Te-am întrebat asta cu viața, cu schimbările, pentru că prin statutul de femeie, să zic, pur și simplu, de om, de artist, de ce vrei tu, ai trecut prin lucrurile astea și mă refer aici la boală, dar ca mamă, ce-a fost în sufletul tău? Nu știu, a fost super greu. M-am ținut foarte tare, în sensul că Alex nu știe multe lucruri. Nu știe? Știe, dar puțin. Adică el știe partea bună, cumva. Am încercat să-l protejez mereu și să nu mă vadă plângând, să nu mă vadă supărată, să nu... am fost acolo, indiferent cât de rău mă simțeam. Lăsam totul și mă ridicam și mă jucam cu el și... făceam Lego, de multe ori într-o perioadă, mă rog, făceam Lego cu el și ca să fac activitate cu el, dar și ca să-mi antrenez eu mintea, pentru că la un moment dat simțeam că mă atrofiez din cauza inflamației cerebrale. Mă uitam pe instrucțiunile de la Lego și nu înțelegeam cum era Lego de 5 ani. Și mă concentram acolo să îmbin piesele și simțeam efectiv aici că îmi bubuie cap de la cât de tare mă concentram.
Și mi-am antrenat cumva mintea făcând Lego, puzzle, jucându-mă jocuri și făcând activități la nivel de, de 5-6 ani. Da. Bine, aveam cumva ca niște flash-uri, nu am fost în permanență așa. Pur și simplu eram ok și dintr-o dată aveam așa câteva secunde în care nu știam unde sunt, eram, am copil, sunt măritată, sunt cântăreață, ce? Uitam numele, uitam, da, a fost interesant. Trag concluzia de aici, că Doamne, Doamne... Acolo a fost. Clar, pentru că... Sunt foarte mulți pacienți diagnosticați cu Lyme care au primit o anumită medicație greșită când au fost diagnosticați greșit, mă rog, și au paralizat. Eu am luat un medicament care paralizează oamenii, mulți oameni cu Lyme. L-am luat o lună jumate și n-am paralizat complet. Adică am avut doar parestezii, gen nu mai mișcam piciorul sau mi-am murțea mâna sau fața sau o singură dată mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj. Atunci... Acolo mi-a rămas piciorul, n-am mai putut să ridic. Câteva minute a rămas acolo. Dar așa permanent n-am avut, Doamne, îți mulțumesc. Și am vorbit cu un neurochirurg din, mi-a scris pe Instagram, din Germania. Și mi-a spus că vrea să mă studieze, că nu-i vine să creadă că sunt viață. Mi-a zis să facem cumva să obțin, nu știu ce viză. Schengen. Specială, medicală, să mă duc medicală, nu știu. Da, trebuie ca să mă poată interna, doar așa, să facă niște teste pe mine, să vadă un pic ce e în corpul meu, cum de... Da, pentru că eu am dus-o pe... Eu cu tratament greșit și cu simptome nașpa, rău, neurologice mai ales, am dus-o mult timp, adică... Bine, când am fost diagnosticată, deja era nasol. Deja că mai stăteam puțin... S-ar putea, nu știu, să fie avut daune irreversibile. Sau, nu știu, a fost nașpa, sincer. Da. Deci, Doamne, Doamne. A fost acolo. Crezi în asta? Da, da, dacă citești cartea o să vezi cum am aflat, pentru că, mă rog, am scris o mică parte în carte și mai bine nu o spun nici aici, că nu știi cum poate fi interpretată. Ideea este că eu am văzut foarte mulți doctori și... am făcut foarte multe analize și la un moment dat îmi spuneam, gata, are dreptate doctorul X, asta e, mă opresc din analize. În momentul în care mă opream din investigații, simțeam așa ca și cum o prezență, îmi spunea, fă analize în continuare, nu te opri, nu te opri, nu te opri, nu te opri. Și mergeam din nou și făceam analize, după care iarăși când mă opream și spuneam, gata, asta este, iarăși simțeam ceva că îmi spune și foarte ciudat că în perioada aia mi-apăreau random pe Netflix documentare cu Lyme sau intram pe net și vedeam chestii cu Lyme și în sinea mea am simțit că asta este, doar că am ascultat pe medici care mi-au zis nu are sens să-ți faci testele că nu ai Lyme, sigur nu e Lyme. Și într-o zi m-am hotărât să mă duc să mă testez, o să afli în carte de ce și cum m-am hotărât și ce s-a întâmplat. S-a întâmplat o chestie foarte interesantă apropo de divinitate. Și am aflat. Până în acel moment i-ai mai simțit prezența înainte, în vreo situație? Da, da, doar că atunci, cum să zic, acum recent a fost, zici că era fix lângă mine, așa simțeam. E foarte interesant că de la Bartonella, și Borelia și Bartonella. De Bartonella am scăpat, Doamne, îți mulțumesc. Borelia încă fac injecții săptămânal. Bartonella dă halucinații. Eu nu știu ce am avut. Că erau halucinații, că nu erau halucinații, dar am halucinat bine. În sensul că tot ce am auzit, ce am văzut, m-a ajutat să-mi aflu diagnosticul. O să vezi în carte. Dar crezi în semne? Da. Da, crezi în cred, pentru că eu am făcut niște ședințe de NLP acum mulți ani. Okay. Am avut un accident de mașină mai de mult și îmi era frică să mă urc la volan, mi era frică să fac școala de șofer, mi era frică să stau în dreapta. Și am făcut niște ședințe și doamna care mă ghida mi-a spus să simbolizez frica în ceva. Și
nu știu ce, am văzut o frunză. Și foarte interesant, de fiecare dată când eram și mai demult, dar și acum, când sunt stresată, când am ceva pe suflet, când ori mi-e frică de ceva, ba găsesc o frunză pe mașină, ba am găsit pe scaunul de la mașină frunză, ba ies din casă, îmi cade o frunză, ba tot timpul găsesc frunze când mi-e frică de ceva. Da, adică cred în semnele astea. Foarte tare. Da. Cred că cea mai tare fază a fost când, scuze că te întrerup, când stăteam la masă la un restaurant. Și eu în sufletul meu eram praf și pulbere, mă gândeam la toate scenariile posibile și imposibile, dar stăteam de vorbă cu cineva și vorbeam despre cu totul altceva. Dar nu prea puteam să fiu atentă la conversație, că aveam foarte multe lucruri pe suflet. Și ce crezi, că m-am trezit cu o frunză pe genunchi? Care a căzut așa. Deci tot timpul când mi-e frică sau ceva, găsesc o frunză în calea mea. Nu știu, poate eu cealapa plecată de acasă, habar n-am, dar prea se pupă. Nimic nu e întâmplător. Știu, dar da, nu știu cum te interpretează oamenii care se uită. Să nu mai interpreteze, să asculte cu sufletul deschis și e bine așa. Când am compus piesa Lupii, a fost o rugăciune foarte puternică, de fapt, toată piesa a început cu să mă auzi de sus din cer, că mă îndrept spre nicăieri, cumva așa a început rugăciunea mea. Și asta a devenit parceul piesei. De fiecare dată când cânt piesa asta, nu contează unde o cânt, o cânt în baie, o cânt pe stadion, o cânt oriunde, eu simt că mi iese sufletul din trup, cumva, și mă duc în sus și mă văd cumva de sus pe mine pe scenă cântând. Adică simt că plutesc, nu mai simt pământul sub picioare când o cânt. E o conexiune atât puternică cu divinitatea, cu o vibrație, da. O vibrație, o ceva, o, nu știu. Deci piesa aia pentru mine este inexplicabilă, pentru că am scris-o în 10 minute. Cred că am fost un canal prin care să transmis informații, sau atât de fierbinte m-am rugat și atât de puternic a fost dorința mea, încât nu știu, efectiv m-am conectat foarte bine cu tot ce înseamnă divinul, dar se simte de fiecare dată când o cânt și cred că și oamenii au simțit asta, chiar dacă nu, poate nu și-au explicat sentimentul. Da, vezi tu că nu-i musai să pui în cuvinte, e, e intenția, suficient, exact. Nu știu, e... Da, și chiar am scris o piesă în care cer iertare sufletului meu. N-am lansat-o încă. Și la fel simt și cu piesa aia. Tot așa o conexiune cu divinul. Abia aștept să aud. Ești o minune, Ada, să știi. Ești o minune. Dacă ai zis de frici și de frunze, dacă da. Ai pomenit de frunze, care sunt cele mai mari frici, cele mai mari temeri pe care le ai în momentul ăsta? O să zic care sunt cele mai mari dorințe. Okay. Cele mai mari dorințe este să, ca eu și toată familia mea și oamenii pe care îi iubesc să fie sănătoși. Așa, și cea mai mare frică este să nu se întoarcă simptomele, pentru că e greu să trăiești cu ele. E foarte greu, sunt foarte mulți bolnavi cu Lyme care stau în pat, care nu pot să facă nimic, pur și simplu. Și de asta mi-e frică. Mi-e frică de asta decât de moarte. Observ. Mi-e frică de o viață chinuită decât de, pur și simplu, o lumină care se stinge. Dincolo, da. Pentru că dincolo, clar plecăm dincolo, adică nu ne anulăm ca și suflet. Da, dar încerc să nu mă gândesc acolo, pentru că știu că eu am venit cu un scop pe pământul ăsta, cum de altfel am venit toți, și simt că Dumnezeu mă iubește. Deci de fiecare dată, deci când sunt mai supărată, mai amărâtă, mai distrusă psihic, sufletește, bă, atunci îl simt cel mai tare. Atunci simt că e acolo. Păi nu știi că e o vorbă. De unde simți sau cum simți? Păi zici că îmi pune cineva mâna pe cuvântul meu, zici că îmi pune mâna cineva pe spate
și mă simt în siguranță. Indiferent de... Adică cumva mă în momentul ăla sunt păcată cu orice scenariu. Că știu că... Că nu singură. E magic sentimentul, jur, zici, este magic. Te moștenește, Alex? Este spiritual, Alex. Dar momentan las... Îl iau treptat cu lucrurile astea, pentru că are lecțiile lui, o să și le învețe. Eu o să fiu acolo să îl prind, să nu cadă prea rău, că de căzut tot să cadă, dar o să îl ajut să nu se julească rău de tot. Că nu trebuie să îi lăsăm să... Greu, dar trebuie să îi lăsăm greu. Să-și învețe lecțiile și să devină bărbați buni. Da. Să-l îndrumi. Asta e de fapt. Să-l îndrumi. Chiar am scris o poezie pentru el despre asta. Wow, ce tare. Da. Vrei să-l citesc? Da. E postată. Da, o să bocim amândouă. Dar stai să o găsesc, e de mult postată. Și dacă bocim acum, ce? Stai că am de căutat. Stau, aștept. E pe Instagram pusă de mult. Am timp. Am prăbușit. Anxietate, tremură și inima când se lipesc buzele de fruntea ta, te strâng atât de tare, iartă-mă dacă te doare grija mea. Să nu-mi pleci niciodată de la piept, chiar de o să zbori unde te cheamă visul, tu iartă-mă ce fac eu e drept, când plâng luptându-mă să opresc timpul. Dar cine-s eu să schimb ce e firesc, rolul meu e să rămân în umbră, nu mi-aparții, eu pot doar să te cresc și să mă bat cu ploaia ce te udă. Să te învelesc când frigul te înțeapă, sub soarele fierbinte să-ți fiu apă. Știu, vremea nu e așa de îndepărtată, știu, o să cazi în mare agitată. Tu iartă-mi spaime, griji și frici, tu iartă-mi mintea ce uneori pleacă de aici, că o să te rănești, mi-e atât de teamă, tu iartă-mă, învăț să-ți fiu mamă. Da, am zis că o să plânge. Ai zis că o să plângem, nu? Plâng eu și tu, nu? Mă chineam să citesc, că nu vă fac ochelari, de-aia n-am plâns. Ce frumos! Mă uitam, dormea lângă mine când am scris-o și atât de mult îl iubesc încât fac atac de panică. Ăsta e sentimentul. Când doarme lângă mine, îl simt cel mai în siguranță și îs cea mai liniștită că e acolo și îs eu lângă el. Dar o să crească. Da. Doamne ajută să crească, să fie sănătos. Știu, da. Și trebuie scopul. Să știu. Da, mie mă doare inima deja știind că o să-l doare și pe el inima la un moment dat. Dar n-ai ce să faci. N-am ce să fac, trebuie să învețe. Și eu să învăț să rămân acolo. Și doar o mamă înțelege lucrurile astea, să știi. Și sunt multe care ne privesc, cele care ne privesc. Când l-ai simțit mândru de tine? De multe ori, nu știu, și nu doar când mai venea cu mine la concerte sau când... Nu, chiar cred că e mândru de mine și mă iubește mult. Și eu sunt mândră de el. Pentru că un om cu harurile tale, mai ales fiind mamă, e de apreciat, de admirat, de iubit, de privit, de susținut. Și cred că odată ce va mai crește și va înțelege el și mai bine și mai multe, o să fie foarte mândru de tine. Eu abia aștept să citească și el cartea. Oh, wow! Chiar am semnat o carte și i-am scris că o să înțeleagă în momentul în care va avea anumită vârstă și... Și că îmi doresc să nu mă judece și să... Nu mai știu ce am zis. Am zis multe lucruri acolo. Dar inclusiv vezi el și faptul că a fost el în viața ta la vârsta asta și că tu prin jocul alături de el ai reușit să-ți exersezi, mă rog, să-ți exersezi, să-ți... Să rămână conectată cu realitatea. Inclusiv asta mi se pare tot de acolo de sus, cumva, știi? Da. Dată. Și încă o chestie importantă pe care o spun lui Alex de foarte multe ori, că atât eu cât și Cătălin putem fi exemple bune pentru el sau exemple proaste.
Am zis, dacă ție îți place ce face mami și tati, poți să ne iei ca exemplu. Dacă nu îți place ce a făcut mami și tati, poți să alegi să nu faci ca mami și ca tati, pentru că mami și tati nu sunt perfecți, mami și tati greșesc. Adică el știe că e ok să greșești. Și ceea ce atât eu cât și Cătă facem, ne știm să-i cerem iertare atunci când greșim. De foarte multe ori părinții se poziționează cumva superior. Și nu recunosc anumite lucruri pe care le fac greșit cumva. Și noi încercăm să nu facem asta. Să-i dați credit. Da. Da. Apropo de greșeli, care e cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o? Cea mai mare greșeală? Față de Alex, neapărat. Nu, în general. În general. Că nu m-am iubit mai mult. Dacă m-aș fi iubit mai mult, n-aș fi făcut alte greșeli mai mici. Nu mi-am știut valoarea, n-am știut să mă prețuiesc. N-am știut să mă valorific, n-am știut să pun limite, n-am știut să mă aleg. Și a trebuit, crezi, să treci prin tot ce ai trecut ca să ajungi să conștientizezi asta? Da. De ce? Uite că încă mă întreb. La întrebarea asta n-am reușit să găsesc răspunsul. De ce? Poate ca să scriu niște piese, poate ca să scriu cartea asta, poate ca să ajut niște oameni, poate ca să... Asta a fost destinul. Nu știu. Că și eu, când eram supărată sau... De ce mi-a dat mie Dumnezeu asta? Dar de ce? Cu ce am greșit? Ce am greșit eu așa în viața asta? Am luat-o cumva o perioadă, m-am gândit că-s pedepsită, dar nu am fost pedepsită. Mi-am dat seama, scris în cartea, că pe mine nu m-a pedepsit Dumnezeu. Pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu, pentru că eu, mental, sufletește, spiritual, eram praf. Eram atât de departe de El. Și acum sunt acolo. Știi ce se zice? Că cea mai mare provocare a secolului nostru, a timpurilor pe care noi le trăim acum, e fix asta. Ori te întorci la rădăcini, ori te trezești, ori recapeți legătura, ori... Fiecare ce dorește. Da. Apropo de cele trei, Ada. Da. În care dintre ele te regăsești cel mai mult? Pe care o placi cel mai mult? Sau și mai bine, descrie-mi-le un pic pe fiecare. Ada, un D, este ființa blândă care crede în bunătate, în oameni și în bule roz și baloane de săpun. Alexandra e războinica care bate pe toți, vorba vine, care rezistă și care o trage și pe Ada după ea. Și Ada este creația lor, Ada Balada, artistul. Cred că pe amândouă le iubesc. Poate pe Ada... Care amândouă? Mă rog, pe toate trei le iubesc de fapt, dar mă refeream acum la Ada cu un D și la Alexandra. Ok. Nu știu pe care o iubesc mai mult. La fel le iubesc, sincer. La fel pe toate trei? Da. Parte din tine? Da. E interesant să fii tripolar. Da, dar nu e vorba de asta, e vorba că o scoți la iveală, da, pe cea de care ai nevoie în anumite momente, exact, și situații. Evident. Da. Și mă bucur că am învățat să conviețuiască, că s-au certat rău de tot mulți ani de zile. S-au certat maxim. Da. Dar foarte bine au făcut că s-au certat. Acum, cele mai bune prietene. Le împaci frumos. Ce simți când, uite, ești la concerte și vezi marea asta de oameni în fața ta, care, marea asta de oameni, îți cântă piesele, îți simte vibrația, îți cântează numele? La unele concerte este atât de copleșitor încât simt că fac infarct pe scenă, efectiv. Deci simt că mă doare fizic, efectiv, dar de bucurie cumva, e un sentiment pe care nu pot să-l descriu în cuvinte. Este
magic. Magic, superb. E... Pentru asta trăiesc, mă rog, pentru asta fac muzică, nu pentru asta trăiesc, pentru asta fac muzică. De multe ori m-am întrebat, pentru că văd și eu pe Instagram, văd, mă rog, când am mai fost la concerte și așa, mi se pare fix magic ce se întâmplă acolo, o vibrație absolut superbă. Da. Și de multe ori m-am întrebat, cum fac față oamenii ăștia? Deci cum efectiv se regrupează și aduc aminte versurile? Da. Mie de multe ori mi se face rău după concerte. Fizic rău. De la, nu știu, probabil adrenalina, dopamina, sus în aer și după aia scade brusc. Și cazi și tu, pici, nu mai... Nu mai energie, da, e normal. Că dai tot, dai, normal. dai și primești. E așa un schimb, cumva. Este magic. Asta e cea mai mare mulțumire pentru tine? Cea mai mare satisfacție este atunci când știu că muzica mea a ajutat, a inspirat sau a mângâiat oameni care au avut nevoie. Cel mai wow mi se pare atunci când mi se spune mulțumesc că da, datorită piesei tale am trecut peste o despărțire sau datorită piesei tale am reușit să fiu mai puternică sau... Pentru mine asta e cea mai mare mulțumire. Dacă eu știu că am reușit să fac ceva bun pentru un om prin artă, înseamnă că mi-am atins cumva scopul și asta e menirea mea până la urmă. Da, Ada, care trăiește în prezent, ancorată în industrie, în realitate, vrea să fie pe radio, vrea succes, vrea bla bla bla, dar sufletește, asta e cea mai mare satisfacție. Și menirea ta? Menirea mea este să fiu, cred că, doctor de suflete. De asta și fac muzică cu mesaj și de asta lansez doar piese care, din punctul meu de vedere, spun ceva oamenilor. Vorbeam și cu Alina Eremia fix despre asta și îmi zicea și ea că de când s-a apucat să scrie, am întrebat-o eu, mă, tu ești tot tip așa veselă, ești așa, n-ai trecut prin niște încercări, nu știu, foarte mari în viață și așa. De ce toate piesele sunt triste? Mm. Și îmi spunea și Alina, pentru că din tristețea asta cumva reușești să creezi și da, să compui. Da, pentru că, când, mă rog, eu când am o stare mai proastă sau, mă rog, proastă, mai melancolică cumva, mă gândesc, bă, dar așa, ce simt eu acum, simte și Alina din... Da, Măgurele. Măgurele. Mm-hmm. De ce să nu-i cânt, să o fac să se simtă mai bine și să știe că nu e singură, că sunt și eu, nu doar ea. Și ca Alina mai sunt și eu. Alții, cumva. E un dar, e un har ăsta pe care l-ai tu, Adam, zis-o și la început și o zic și acum. Da, și cu atât mai bine că reușești să dai și oamenilor treaba asta. Revenind la Cătălin un pic, că am vorbit de el la început de ediție, și mi-ai povestit și mi-ai satisfăcut, ca să zic așa, multe dintre curiozitățile pe care le aveam. Care sunt cele mai importante calități pe care le apreciez la el? Mi-e greu să enumăr așa niște cu liniuță. Are mai multe? Are foarte multe calități. E foarte optimist, e foarte iubitor, e sincer, e haios, glumim foarte mult. Dar noi suntem... Zici că e foarte... Nu știu cum să mă... Nu pot, îl iubesc așa de mult și așa de mișto e că nu pot să descriu. Zici că suntem o singură persoană. Asta simt cu el, că suntem o singură persoană. Și de când ne-am cunoscut, am fost așa, zici că ne știam de viață, putem fi sinceri, putem fi autentici unul cu celălalt, nu ne supărăm, nu ne e nicio secundă frică că o să fim judecați greșit sau că merge totul atât de natural și de frumos. Și i-am spus zilele trecute treaba asta, că de fiecare dată, chiar dacă suntem de aproape 10 ani împreună, dacă eu sunt undeva și vine și aud vocea, mi se face pielea de găină încă după atâția ani când îi aud vocea. Wow. Mi se face pielea de găină, pe cuvântul meu. Nu știu, e sufletul meu pereche. Crezi în suflete pereche, în suflete gemene? Nu știu, dar noi suntem ceva, cred că noi am vorbit când eram într-un alt univers, într-o altă lume și am zis, băi,
cap de știucă, că noi așa ne alintăm. Băi, cap de știucă, să venim în pe Terra amândoi în secolul 21 și o să facem o viață frumoasă împreună. Ce că sigur ne-am înțeles. Peste ce nu ai putea trece în relația cu el? Ce peste, peste trădare. Adică, spune-mi, i-am și zis la un moment dat, mai de mult, când la începutul relației, bă, dacă te îndrăgostești de altcineva, vii și îmi spui, dar trebuie să ai curaj să faci asta. Hei, Ada, uite, m-am îndrăgostit de Cerasela Protopopescu, nu te mai iubesc, pa, ok, dar spune-mi. Deci peste asta n-aș putea să trec. Ne mai certăm, ne mai înjurăm, da, toată lumea se înjură, se ceartă. Ne mai supărăm unul pe altul, ne împăcăm, ne așa, dar nu ne trădăm. Punct. Dacă trădezi, nu mai există. Nu mai există noi în relația noastră. Logic. Da. Și ce crezi că e cel mai greu de suportat la tine din punctul lui de vedere? Că sunt prea sinceră și ți le trântesc în față. Okay. Adică eu nu țin cont de nimic. Dacă vreau să zic ceva, zic. Cred că asta e probabil și defect, dar și calitate. Eu o văd ca pe o calitate. Depinde de situație. Depinde de situație. Da. Și o chestie amuzantă pe care, da, care e foarte greu de suportat și mie mi-e greu să mă suport. Cred că am un fel de OCD, o ceva, că sunt obsedată de curățenie, de toate lucrurile puse în ordine, de toate dulapurile, dressing-ul, totul pe culori, în degradeuri aranjat, cu ținute făcute, cu totul cromatic, totul frumos, totul, da. Nu pot să dorm dacă nu sunt toate puse perfect. Și el e opusul meu. El e, mai lasă-le în puii mei. Și ce dacă e tricoul pe jos? Nu! Trebuie să fie nu știu unde. Da, sunt obsedată de o ordine cumva. Adică îmi place să fie totul frumos vizual, să fie artistic, să fie, să intre lumina nu știu cum, să fie planta pusă nu știu unde. Să... Am eu niște fixuri ale mele și el nu dă așa de multă importanță cumva și cred că îl terorizez. Cred că uneori vine să plece în munți unde poate să-și arunce blugii pe unde apucă, șosetele unde apucă, prosopul să-și lase pe televizor unde îi place să lase. E, dacă mă întrebi, abia da. Ăsta e, mă rog, un defect. Da, este. Un lucru mai greu de suportat. Da, și la Alexuțu, săracul. Ce e la el? L-am pus să-și păturească foarte bine și frumos pijama. Păi, da, trebuie să... Păi dacă le lași așa boțite pe pat, de exemplu, când le iei pe tine, arăți că a scos din... Știi? Și asta e adevărat. Trebuie să fie frumos. Da. Da, recunosc. Asta e un fix mare de-al meu. Ada, pe final, acum aș vrea să te rog ceva. Ce mi-a venit acum. Și s-ar putea să fie important. Ai vrea să faci un exercițiu de imaginație? Așa. Și să te duci tu înapoi la Ada cea pe care o urai și nu o plăceai. Așa. Și să-i spui tu așa din adâncul sufletului tău ceva. I-aș spune stop. Respiră. Oprește-te. Lasă-i în pace pe toți care vor ceva de la tine. Ocupă-te de tine, de sufletul tău, de familia ta. Bucură-te, râzi mai mult. Bucură-te, bucură-te, bucură-te. Superb. Și asta să faci în continuare, Ada. Doamne, ajută să... Dacă deviez, să mă trag singur așa de... Ureche să mă duc. Am încredere că e cineva acolo care să te tragă întotdeauna. Care pune, nu, pune mâna așa pe spate. Mhm. Mhm. Și hai. Hai că te-a încurcat Waze-ul. Reconfigurare traseu. Reconfigurare traseu. Îți mulțumesc mult de tot, Ada. Și a fost da, înălțător așa să stau astăzi de vorbă cu tine și îți mulțumesc că te-ai deschis și îți mulțumesc că ne-ai împărtășit lucruri
care pentru mine sunt foarte importante și în care eu cred foarte tare, poate suntem, nu știu în ce fel suntem, dar eu cred foarte tare în lucrurile astea. Și eu. Mă bucur. Și ar fi multe de spus, dar o să ne trebuiască 2 săptămâni. Sunt convinsă. Ne mai întâlnim și cu altă ocazie. Cu mare drag. N-ai de unde să știi unde ne duce viața, cum, ce mai avem de povestit și de spus oamenilor. Exact. Încă o dată îți mulțumesc, ești un om minunat și binecuvântat. Să rămână la fel. Continuă să faci același lucru în continuare. Să ne bucurăm de viață, să zâmbim, mm-hmm, și să ne iubim. Mm-hmm. De acord. Și să vedem frumosul, pentru că există ceva frumos în absolut orice. Mm-hmm. Și trebuie doar să alegem, e o alegere, să vezi ce e frumos. Mm-hmm. De acord. E, cu asta să rămâneți în minte, sau măcar cu asta din tot ce am discutat noi astăzi, că sunt convinsă că o să rămâneți cu mult mai multe lucruri. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, scrieți mesaje și ne revedem data viitoare, tot aici la Te Ascult. Seară bună!